G2A, jocuri... Bää! Oh, Jesus Christ! A fost cea mai grea chestie pe care am făcut-o în ultimul timp. Dacă vă dă și vouă saving sau ceva, mă, alo? Va dat, gata, da, sunteți aici. Aproape s-a prins genial, nu au fugit către... Și bine ați revenit la un nou mini-episod în care jucăm Human Fall Flat alături de Vlad și Narcisa, că nu pot să vorbesc fără să mă bâlbâi la intro, dar știi ce? Nici nu-mi pasă, viața e frumoasă, afară este soare și păsări. De obicei este soare și păsări, uneori păsările nu prea sunt pe afară, că stau acasă la ele, știi? Și soarele mai e după nori, dar astăzi e una din zilele alea. Acilea, bă, pe topoganul roșu, bă, că trebuie să alunecăm, bă. Bă, uitați-vă la mine, uitați-vă la mine. Bă, când eram mic, m-am dat pe un topogan, bă. Mamă, ce rapidă e Narcisa. Jesus Christ, ușor, bă, Speedy Gonzales. Bă, Roadrunner. Nu uitați să lăsați literalmente foarte multe like-uri în secțiunea de like-uri, comentarii în secțiunea de comentarii, subscribe-uri în secțiunea de subscribe-uri, G2A în secțiunea de descriere. Bă, ți-am zis, bă, că nu funcționează, bă, deci vreau ca oamenii să lase hashtag Vasi în chat, în comentarii. Și ghiși ce? Spam-ul ăla, YouTube filtră spam-ul, nu le lasă să scrie, gen, nu le lasă comentariile, le bagă la spam, dude. Da, nu înțeleg, m-am uitat în setările mele de la cuvinte banate, da, nu e acolo niciun hashtag, nu e nimic, nu înțeleg, de nu funcționează, bă. Bă, da, stai o secundică, că am... Oh, sunt un geniu, Narciso, tu ce faci, mă, cu mine? Iată ce-mi pe aici. Da, deci trebuie să scriți hashtag Vasi fără diezul ăla și într-un mod cât mai original, bă. Lasă, bă, toporul, bă. Ai grijă, bă. Ce ești tu, bă? Killerul de pe Dead by Daylight. Oh, no! Ești iepuroaica de pe Dead by Daylight cu topoare. Ia fă-te util și tai acilea lemnul. Tai acilea lemnul. Hai, Vlad, ia, dă-i. Ia, dă-te. Una. Wait, what? Bă, dintr-o lovitură. Bă, stai că cade! Ferea că cade! Cade! Dă-te, bă, că cade! A căzut foarte repede, nu mai contează. Bă, a căzut super aiurea și... Bă! Bă, avem o problemă, dați-i drumul! Grăsanilor, bă! Avem una șmule problemă, cum se dice? Fiți atenți cum facem. Ambii țineți de copac și mă duc pe el, că eu sunt cel mai slăbuț. Mă rog, nu sunt... Eu sunt cel mai slăbuț. Tu ești mai... Câte kilograme ai, mă, în real life? 64, mă. Păi Narcisa are 50, deci practic ai pierdut oricum, iar eu am 71 sau ceva de genul. Ah, bă... Dar nu pentru că aș fi dolofan, oameni buni, eu am un corp de zeu astec, desigur, sunt numai mușchi, băi, nu mă face să mă încordez acum pe video. Că practic o să... Numai grăs. Wow! Ok! Doamna Narciso! Păi, bă! Eu mi-ascund mușii ca să nu te îndrăgostești prea tare de mine, mă, de asta nu stai tu acum și te gândi că sunt gras. Eu sunt gras intenționat, mă, ui, nu. Nu mai contează. Oh my god. Gameplay. Uite, o portocală gigantică. Vreau să o ling. Este mare și gigantică. E portocală, bă, că lămâia e mai lunguiață, bă, vezi că nu știi. Ba, știu, lumea mea așa ta era o portocală și apoi am fost la magazin să luăm o altă portocală. De fapt, portocala are culoarea numită tangerine, dacă vrei să știi. Wait, acolo și-a sus era ăla. Wait, stop. Dacă tătătăt l-am văzut, bă, stai, bă, vă puneți frână. Mă duc eu la aia, uite. Eu vin ca backup. Tu vii ca backup în cazul în care pic eu, dar eu nu pic nicio... Băi, eu niciodată n-am picat în viața mea, bă. Mă duc în jos, topogane, haide. Wow! Mamă, ce chestie șmecher a făcut. Și acum mă duc și eu pe topogan. Bă, faceți loc, Narciso! Jesus Christ, cum alunec! Wiii! Hypers! PogChamp și alte chestii de genul. Uite, bă, s-a făcut portalul acolo sus, dude. Bă, e exact cum era în desenul ăla, mai ții minte la început. Uite, acolo... e o gaură mare în care am picat fără să... Wait. Acolo te aruncă asta. Acolo ajunge portocala și apoi, uite, avem un pod aici pe care să urcăm. Ce pomă? Nu, că lăsăm portocala tătătăt acolo în locul ei, mă, și mergem pe aceilea noi ca oamenii. Că tătătăt mergem pe aceilea și sunt sigur că vom găsi un... Tătătăt trebuia să aducem portocala. Bă, deși... Bă, în modul cel mai neironic aveți dreptate, cred.
Poate să ducă cineva după portocală, că trebuie să mă uit aici să-mi dau seama. Avem ceva de făcut ca să ajungem la portalul ăla. Am crezut că asta e, dar nu e, nu se poate. Nu, știi că trebuie să o duc, dacă o duc acolo și nu trebuie. Băi, eu dacă zic ca oamenii să lase like acestui video, vă rog, oameni buni. Avem nevoie mai multe like-uri, vă rog, apăsați un like. Dar acum urcăm. Bă, grasule, treci tu aici. Păi stai, mă, că eu mă duc aici să testez apele chestiilor care... Să testez, mă, ești urs polar. Păi și ce, mă, ursul polar nu stă și el în apă? Ce vrei să insinuezi? Tu cum crezi că e așa de alb, a? Crezi că e așa de alb de la natură? Se mai spală și el. De fapt, și că blana ursului polar este de fapt transparentă și o vedem albă din cauza luminii? Și știi că, știi că au pielea neagră. Ce, mă? Au pielea neagră. Păi, dar, ui, pe bune? Da, mă. Asta nu știam. Au pielea neagră și gen... Da. Și blana transparentă? Da. Oh. Plana transparentă. Oh, aici e copacul pe care trebuie să-l tai. Ok, bă, nu știu. Bă, cred că știu de fapt ce trebuie să faceți. Da, eu renunț la potrocală. La ce renunț, bă? Potrocală. La protocală? Bă, ce aia? Prototip de portocală? Ce aia protocală? Nu mai concept, mă. Aaa! Ne-am când eram mică potrocală. Eu nu știu cum îi zicea, mie îmi plăceau... Căpășuni? Ce tai bă aici? Am avut o autorizație, domnul, am avut autorizație. Bă, cred că nu trebuie să punem lemnul și cu portocala aici ca să ridicăm poarta de pe cealaltă parte. Bă, dar cum aducem portocala aici? Dă-mi cuptorul ăla, mă, că vreau să-l țin eu, că mă simt desigur. Bă, stai așa o secundică. Bă, da! Trebuie să punem greutăți pe ăla ca să coboare. Stai, dă-mi drumul. Bă, unde ți-a dus portocala? Stai, mă, că vreau să mă duc jos. Ăla e cam pe acolo. Unde e, mă? Stai așa o secundică. Ideea e că nu știu dacă suntem suficienți de gre... Oh, băi, cred că numai tu și ești gras, bă. Wow, ok. Băi, am dat drumul la pod? Curge apa! Iete ce crește, bă! Bă, dita mai copacul crește! Uai, stai că înapoi aici e. Stai, mă, că stai aici comedian, mă. Băi! Și cum ne urcăm noi pe el? Bă, ok, vreau să clarific ceva cu voi doi, Narciso, Vlad, vreau să știți că nu din cauza mea că m-am urcat eu acolo și că sunt gras s-a ridicat aia, ci am mutat lemnul mai încolo și nu a mai fost buguit. Înțeles. Ok, deci practic da, nu sunt foarte gras, ok? Era doar, bă, oare portalul e finalul hărții? Da. Oh my god, stai așa că bă, cred că e finalul hărții, oameni buni, Jesus. Acolo. Ce șmecher e portalul, bă, deci n-am văzut un portal mai frumos în viața mea, oameni buni. Vreau și eu să-l văd, îmi plac. Hai că vă aștept acelea. Suntem, ne-am urcat pe copacul de portocal, bă. Lumea mea așa, copacul de portocal, te urci pe crăci după aia pe verdele de... Bine, m-a dat complet altundeva. Unde te-a dat, mă? Wait, ok, să intru în portal atunci? Da, intră. Oh! Ia vezi. Wait, saving! Aruncați-vă în vid, suntem în altă parte! Tăi, am crezut că asta... Oh, nu, e un puzzle, nu! No! Puzzle? Oh my god, e un puzzle cu culori dacă vreau să... Wait, what? Oh, e o sticlă aici. Dacă e să vă explic, practic, stați să vă... Bă, da. Wait, aruncați-vă în vid. Ok. So, fiți atenți, cineva trebuie să stea pe partea asta să-mi zică ce culoare am luat și unde să o pun. Uite, de exemplu, am văzut că se vede numai prin sticlă culoarea. Deci numai prin sticlă se vede culoarea. Bun, asta ce culoare e de aici? Albatru. Unde trebuie să o pun? Față, stânga. Asta? Da. Așa. Ok. Stânga. Asta ce e? Aici. Acolo. Aici? Da, și după aia alaltă în locul ăla. Mamă, bă, suntem niște genii, dude. Suntem... Bă, deci harta asta e super șmecheră. Și harta asta e făcută de același creator cu harta pe care am jucat-o data trecută. Bă, sincer și sper ca el să fie cel care câștigă premiul de 10.000 de dolari, dude, pentru că hărțile lui sunt foarte bine făcute. Bă, da, foarte bine făcute. Uite-te la omul ăsta creat din poligoane. Deci ăsta a fost creat de la zero din poligoane. Ci... Nu am crezut că ne ridică atât de sus. Unde ne ridici? Domnule, unde ne ridici? Nimeni. Te rog. Aaaa! Wow! Ce? Ue, unde mă duce? Bro. Wow, dead, mă zboară pe toată harta! Dude, cred că ăsta e finalul de ne zboară pe toată... Wait, văd un alt om! Bă, dar stați, mă, că eu nu mă pot... Stai un pic, a saving! What?
O să vă ducă și pe voi prin aer. Uite. Mă, Vlade, tu ce ai făcut de n-ai reușit să ajungi cu mine aici, a? Am primit un achievement. Wow. Parcă not. Ce faceți, mă? Eu sunt cam în apă și nu știu cum sunt de aici. Aoleo. Ce? Ce? Te-ai buguit? Pune negru aici unde sunt. Asta nu e negru, asta e verde. Înapoi la șapte. Verde, eu îl pun negru. Wait, what? Prin zi? Prin sticlă? Pune aici, uite. Oh, nu, uite-te la cealaltă sticlă. Wait. Oh, so sunt două variații de culoare și trebuie să ținem cont de amândouă. So dacă aia e albastră și neagră, trebuie pusă în ăsta de lângă. Ah, ok. Bă, Vlad, ce ți s-a întâmplat? Am căzut în apa aia de lângă statuie și acum nu mai pot ieși din ea. Îmi e frică să dau load checkpoint dacă buguim harta. Nu buguim, cred. Ești sigur? Ok, Narciso, zi-mi ultima culoare. Negru sau... Asta vine aici. Nu, da. Că sunt mai multe, Jesus. Pune aici. Verdele celălalt ne trebuie în celălalt verde, asta e clar. Stai un pic albastru aici. Stai că nu, am luat un verde acum și ăsta vine aici, nu? Deci e negru pe negru și verde, da, cu verde. Aici. Bun, asta ce culoare e și unde pun? Albastru, aici unde sunt eu. Da, ia uite și pe cealaltă parte, e neagră cu negru sau e alb cu negru? Stai un pic. Ia uite-te și pe cealaltă parte. Mamă, deși ce inteligent e. A, e albă cu negru. Bun, și atunci uite-te pe cealaltă parte, zi-mi unde e celălalt albastru. Aici ar bine. Aici? Da, acolo. Ok, bun, și mai sunt două. Ia zi-mi asta ce culoare e. Ba, nu, acolo e roșu. What? Nu merge. Stai mă că mă uit eu, mă, tu mă schemuiești, mă. Uite, de ce aici e albastru, da? Păi mi-ai zis că în partea aia e alb... Era alb acolo, bă, m-ai schemuit. Uite. Păi... Ăsta de aici vine în partea aia. Da, m-am prins. Era alb. Bun. Văzut și negru. Ăsta de aici ce e? Ăsta e roșu. Bun, aici. Și unde vine? Și ia uite-te în cealaltă parte. E bine aici? Nu. E în cealaltă în parte? Ok. Jap. Vlad, nu știu... O să dau load checkpoint după ce facem puzzle-ul ăsta, dacă nu cumva buim harta și nebunesc. Ăsta unde vine? Ah, în ultimul loc, nu? Da. Ia, stai așa. N-am cum să ies de aici. Mă, n-ai niciun... Ia, apasă escape, n-ai vreun kill sau ceva sau restart sau... Că eu am un restart level load checkpoint, dar tu poți să-ți dai singur load checkpoint sau ceva? Da, pot. Ia, dă-i. Am dat. Uite, te-am văzut, uite, te-a adus unde trebuie. Păi vino mă, bă, zi-mă așa, bă, că mi-e frică că eu am făcut serverul și dacă dau eu, uneori se buguiește harta când dai, pentru că toate chestiile cumva se duc la locul lor, dar se buguiesc acolo și nu mai pot fi mișcate. E o chestie ciudată. Ce fac? Fac pe maimuțoiu, bă, ia uite ce bun sunt la cățărat. Bă, dar eu nu pot să mă ok, mă gândi lângă gât, oameni buni. Bă, ok, am ajuns la un alt om de ăsta cu mâinile care stă închinse acilia și zici că cerșește. Vă aștept și pe voi? Hai că vă aștept acilișa sus, trebuie să urcați pe lemn. Sau nu vă puteți urca pe lemnul ăsta, adică ce e drept? E foarte greu pentru cineva neprofesional la joc, oameni buni, că aluneci în stânga, în dreapta, nu știu ce. Gata, am înțeles, mă duc aici, poate vă dau saving. Da. Dacă nu cumva o fi finalul, deși sper că nu, harta asta e genială, ok. E foarte mișto. O să mă ducă până sus. Dude, iar mă gâti lângă gât. Scarpină-te. Ok, o secundă, mă duc să mă scarpin în gât. Oh, doamne, unde mă duce? Nu, iar zbor. Iar mă duc. Oh, e o nouă zonă. Cu un tip cu mâinile întinse. Gata, puteți să săriți în vid. Wait, ce este aceste bile de sticlă? Oare prin ele vei... What? Nu? Vezi viitorul prin ele? Aș vrea eu să... Wow, ok, dude! Holy shit, asta e absolut genial, oameni buni! Deci trebuie să ții o bilă și mergi pentru că prin ea vezi pe unde este drumul. Viitorul.
Ăsta e viitorul. Păi chiar vezi viitorul unde va fi drumul. Are logică, are logică, oameni buni, să nu, nu. Să nu vă aud că ziceți că nu are logică. Nu, are foarte multă logică. Jeez, ce șmecher e, frate. Bă. Deci mapa asta e trippy, rău de tot, rău de tot. Ai, de capul meu. E foarte faină. Este, e una din cele mai faine pe care le-am jucat în ultimul timp. În ultimul timp, da. Deci puzzle-urile sunt foarte inventive. Oh, no. Wait, stai. Bă, trebuie să ții, cred că în continuare, bila. Oh, trebuie, da. Oh, no, ok. Oh, no, scapi. Da, trebuie să o ridici sus când ai ajuns la margine, că nu poți să faci aceeași chestie cu ea. Ok, aici pare să fie bun drumul, pare să fie bun drumul. Mama. Oh, doamne, 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 yes. Te rog, ai milă, fie. Ah, doamne, nu mai văd nimic. Ok, hai, stânga iară, stânga iară. Mama. Dude, hai, deci am mai văzut multe hărți, unele, la unele puzzle-urile sunt foarte enervante și super nasoale și sunt făcute super prost. Asta e literalmente... Oh, no. Wait. Ce? Oh, no. Ok, Ce s-a întâmplat? Ok, ok, și am asar și eu. Ok, am salvat bila de sticlă că m-am gândit că poate avem nevoie de ea. Prinde-o, bă, prinde-ți-o, tă-tă-tă, se duce în vii dacă n-o prinzi. No way, ai prins-o, nice, ok. Nu. Și că zici că e glob, este un glob, este o bilă, domnule. Bine, mă, ok, stai. Mamă, Narcisa e în spate de tot. Vlad, stai! Așteaptă-mă și pe mine! Hai, bă! Haide! Ai luat bila cu tine, Vlad? Nu, am căzut! Narcisa, stai că-ți dăm noi saving acum. Wow. Jocul ăsta e plin de buguri, mamă, cum zbori. Pe mine nu m-a dus. Pe mine da, și mă duc și cu bila. Wait, what? Și acum, acum eu ce fac aici? Că trebuie să mă dau jos? Oh, oh! Ok, mă... Eu bila cu mine. În cam bila. Tu încă ai bila cu tine? Wait, unde ne duce? O căzut bila. Oh, no. Oh, wait, am văzut. Oh, cred că ăsta e finalul. S-ar putea să fie finalul. Stai că nu-mi dau seama. Iarăși bine. Băi, pe bune că harta asta îmi dă schem. Deci de fiecare dată când cred că e finalul, dintr-o dată îți mai pune o zonă de-asta cu puzzle-uri super grele. Mamă. Deci jucăm harta asta de 40 de minute, oameni buni. Jesus. Bă, okay. Asta e grea. Adă-s-mă două aici. What? Asta e greu. So... Merg după tine. Ce trebuie să... Oh, cred că... Ah, unde e X, cazi prin ele, probabil. Hai, bă, nu ce băga, aici. Așa. A, pe acolo. A, de fapt, și ce nu e nevoie să avem toți? Tu, Narcisu, ia-te după mine, că e ok. Păi, da, eu mă iau tot. Că vedem drumul fix până aici, după aia stânga pare, Vlad. Deci, știu și unde trebuie să ajungem. În stânga sau... Oh, cred că în stânga sau în dreapta și după aia luăm celelalte bile, pentru că alea ne dezvăluie altceva. Ok, pe aici, pe aici, mergem unde trebuie. Stai așa, hai să lăsăm bilele astea aici. Vlad, ce-a fost aia? A, dăm drumul de fund! Stai că poți din nou să sari. Oh my god. Sari din nou că ți-e mai ușor decât să te ajut eu. Nu, că după cad. Wait, what? Ce-i asta aici? A, ba nu, n-am căzut. Eu ți-am zis tu că nu, că nu. O, e un buton aici. Oh, și acum se schimbă drumul și o să fie altfel, cred, dacă apăsăm butonul. Ehe, ehe, oh, wow. Și acum hai să luăm iar o bilă, Narciso. Și vină după mine. Nu cădea. Păi cum arată? Zic eu cum arată drumul, bă. În primul rând... Oh, doamne. Unde e? Oh, ei, Toma încolo, Narciso. Uite aici. Nu. Ai grijă. Oh, ai căzut jos? Stai, așteaptă-mă să vin și eu după tine. Păi hai că... Ok. Hai că e pe aici. Stai că n-am apucat bila asta bine și gen nu pot să o... Ok, uite așa, bun, și după aia pe aici. Eu încă stai aici, bă. Dar tu ce faci? Nu mai ai... Wait, tu nu mai ai un drum disponibil? Wait, stai, panică, stai, Narciso, stai, stop acolo. Yes. După aia trebuie să ne întoarcem. Stai că ne schemuia jocul ăsta. Bun, acum până la ăsta. Eu n-am cum să știu. Mă, tu nu mai ai drum, trebuie să ai o parte unde... Uită-te prin bilă. Că trebuie să ai o parte care să fie... Dacă nu, probabil s-a schimbat de tot terenul ție și nu mai poți să ajungi de acolo, deși n-ar avea logică. Uite, și până aici la capăt e. Bun, și ajută-mă acum... și pe mine. E literalmente cea mai ușoară săritură existentă pe planeta Pământ. S-ar putea să vă dea saving dacă ajung eu aici? Păi, Narciso, vino și tu ca să sărim amândoi pe mâinile lui ăsta, să ne ducă sus undeva. Stai un pic, așteaptă-mă.
Așteaptă-mă. Aoleu. Hai că sunt aici. Da, vino cu viteză și sărim amândoi. Așa, vino cu viteză, vino cu viteză. Dă-i, așa, 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 așa. Dar vezi că trebuie să nu ții W cât timp sari. Trebuie să ții A și sau S. Acum sari, 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 sari. Nice, nice. Stai, ușor, ușor, pune frână. Oh! Trrr. Stai, stai. Bă, nu, nu mă ține, nu mă ține că ne buguim. Nu mă ține, nu mă ține că ne buguim. Narciso! Oh my god. Ue, ue, unde ne duci acum? Ue, e vreo zonă în care n-am fost? Eu n-am cum să așa. Mai este? Unde ne duce? Ue, aici? Ai? Ce? Oh my god, mai este! Dude, Jesus Christ, cât de mare e harta asta, oameni buni. Ok, wow, sunt copaci indivizibili și statui și chestii. Oh, chica, thank you for playing. Oh, e finalul. Made by Dave. Dave, să-ți dea Dumnezeu sănătate și Maica Domnului. Ești unul dintre cei mai geniali creatori de hărți existent pe planeta Human Fall Flat. Un rând de aplauze pentru creatorul hărții, oameni buni. Vreau și o să apăs numai că, așa, nu vreau să mă opresc din alerga cu caracterul meu pentru că mă duc acelea la ultima statuie care o să mă arunce în literalmente spațiu cosmic extraterestru sau ceva. Nu, stai, eram la revedere, băieți, pa, pa! Nu, stai un pic! Apoi nu pot să stau acum, m-am dus!